Despre situația care se agravează pe oră ce trece din Orientul Mijlociu discutăm în cele ce urmează cu Miriam Rozman, profesor de istorie și relații internaționale, aflată în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața, Gabi, mulțumesc. Știm că la dumneavoastră a fost anul nou evreiesc, ar trebui sau ar fi trebuit să fie un moment de sărbătoare. Mai întâi de toate vreau să ne spuneți cum a fost noaptea trecută în Israel. Ascultați, întâi și întâi în nordul țării și care s-a elargit până la Haifa, Acro și Naharia, tot timpul au căzut rochete, oameni în loc să stea la masa de sărbătoare au stat mai mult la bunker și la abriuri și s-a continuat, continuă și astăzi dimineață. Pe la 2-3 noapte a fost și un misil care s-a trimis în zona de Tel Aviv, nu la noi, noi n-am avut alarme de la Batiam și nu încetează. Tot timpul continuă Hezbollah să trimite rochete în nordul țării și mai mult merge mai departe până la Haifa și așa mai departe și aici e o stare de avem instrucție noi. Ați spus că e anul nou, da, toată lumea e acasă, dar plajele au fost închise, putem să fim numai 30 de persoane împreună afară, 300 înăuntru, nu sunt mașini, oamenii sunt mai mult în casă. Nu e chiar o celebrare de anul nou din partea asta. Și al doilea lucru, să nu uităm că avem și 101 ostaci. Familii ostaci au fost aseară la Tel Aviv în scrierul ăsta care ei tot timpul se reunează, că nu poate să fie acasă sau nu poate să celebreze că n-au copii, sor, așa mai departe, 101 ostaci. Și situația aici nu e așa de bucuroasă. Dar să nu uităm că mai grav era acum două nopți, noaptea, seara de marți, când am avut 180 misiluri balistice din Iran care au căzut pe noi și trebuiam să fim ori în bunker. Și în același timp era un atentat terorist la Iafo, Tel Aviv-Iafo, nu departe de casa mea. Și chiar în acest context, toți liderii mondiali sunt cu ochii pe Israel pentru că se așteaptă o ripostă pe care chiar premierul Benjamin Netanyahu a anunțat-o. Când ne așteptăm să fie această ripostă din partea Israelului asupra Iranului? Aveți dreptate. O decizie de guvernamentul israelian de armată să fie o ripostă, un răspuns la atacul iranien când nimeni nu știe și nici dacă știam, nu vă spuneam pe televizie, dar deocamdată s-a luat decizia asta. Dacă o să se facă singur cu Israel sau cu America, nu se știe, dar America a spus și ea că ea vrea să dea un răspuns la atacul ăsta lui Iran, dar să mergem mai departe. Aici e o oportunitate ca America deja a spus că o să pună sancție pe Iran, dar e o oportunitate ca toate țările din europeane și America și așa mai departe să pună din nou sancție pe Iran și pe Khamenei ca să le forțeze ca răspuns la atacul ăsta de misile pe Israel, că e inadmisibil, dar astăzi e un atac de misil balistice pe Israel, mâine poate să fie un atac terorist în alt loc în lume. Am văzut deja atacuri în Suedia și în Denemarc pe ambasadele Israelului și mai ales că să nu uităm că Iranul vrea să ajungă la un armament nuclear. Dacă Iranul o să aibă nuclearul, o să fie mai gravă situația. Așa că trebuie acum să se pună sancție pe Iran, toate țările trebuie să pună sancție pe Iran și trebuie să facă și multe o strategie diplomatică și o acțiune militară. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție.